De ce turismul nu prea mai funcționează în România? Foarte simplu, pentru că celebrul churros, desert spaniol, Sanmarele Canyon. Uitați. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Și în spate puteți observa și o formațiune deloroasă, ca să zic așa. În sfârșit avem nisip așa mai spre Auriu. Nu mai este acel nisip vulcanic pe care îl putem regăsi în partea de nord a insulei Tenerife. Și ne continuăm drumul nostru pe plajele din Tenerife. Așa cum vă spuneam, cred că aș putea să redenumesc această serie de vloguri plajele din Tenerife, pentru că asta ne-am dorit să facem, să nu mai alergăm de dimineață până seara să vizităm obiective, ci să ne relaxăm bucurându-ne de soare și de aceste plaje minunate, unde Oceanul Atlantic nu mai este sau nu mai pare atât de rece, pentru simplu motiv că temperaturile sunt destul de mari pe timpul zilei aici. Țineți minte că ne-am cam ars în prima parte a zilei, în prima parte a concediului, ca să zic așa, în primele zile. N-am fost atenți și chiar am simțit chestiunea asta pe propriile noastre corpuri sau pe pielea noastră. Ne-am ars, dar nu este nicio problemă. Pielea s-a refăcut cu multă cremă reparatoare, ca să zic așa. Iar acum suntem pregătiți să ne bucurăm în continuare de soare, sperăm noi, fără arsuri. Playa de la Tejita sau Playa Tejita, cum vreți voi să-i spuneți, cam așa arată. Iar acolo, Oceanul Atlantic te așteaptă să faci o baie și să te răcorești. Vom încerca o experiență inedită. Ne-am săturat de plajă, unii dintre noi ne-am și ars. Bogdan este cel care a simțit soarele cel mai tare, ca să zic așa, pe pielea lui, s-a ars cam peste tot. Tocmai de aceea vom dori să vizităm cum era planul să vizităm vulcanul, da. O are legătură cu cine, ce soare. Sunt adevăr, soarele pe insula Tenerife e destul de puternic. E mai puternic decât cel din România. Nu despre asta e vorba. Când veniți, folosiți cremă cu protecție solară, chiar din prima secundă, deși nu o să vi se pară că soarele arde. Nu despre asta e vorba, ci despre faptul că odată ajuns aici și având șansa de a urca în mod civilizat la altitudinea de peste 3000 de metri, poți să te bucuri și de a observa cerul înstelat. Și asta vom face noi. O să începem să prindem apusul de pe Teide și să vedem și stelele și constelațiile de la o altitudine atât de mare, ferit cumva de poluarea și alte surse de obturare a vizibilității către cer și stele. Deci asta trebuie să fie experiență inedită, zic eu. Da. Peste 200 de metri, la sensul giratoriu, urmează a treia ieșire spre Avenida Santa Cruz, TF-64. Tot auzim un background Google Maps, care, sincer, ne aduce aminte faptul că oamenii aici au pregătit o adevărată infrastructură cu o serie de șosele, autostrăzi, autostrăzi suspendate, poduri și așa mai departe, care nouă, sincer, ne plac la nebunie și fac toată
cu această experiență mult mai ușoară și plăcută. Revenim de pe vulcanul Teide cu o experiență inedită, și anume cu constelații, poate. Acum nu știu cât de bine o să se vadă pe cameră, însă cel puțin asta ne dorim noi să facem, să vedem stelele. Știu că pare straniu ceea ce o să vă spun la momentul de față, dar un alt motiv pentru care Tenerife și Spania în general știe să facă turism este faptul că asigură turistului o infrastructură de invidiat. Aici, dacă puteți observa, se îmbină perfect asfaltul. Știu că este foarte ciudat ceea ce fac, dar na, trebuie să vă arăt. La fel, aici se îmbină la fel, perfect asfaltul. Da. Aici aceste rigole sunt construite cu cap, da, ca să se scurgă apa sau eu știu ce este de scurs în această zonă. Că plouă, că nu știu, vine din soare, avalanșă, orice, este făcut cu cap, da? La fel aici, dacă puteți observa cum se îmbină, da, această zonă cu rigola de aici. Nu știu dacă filmez foarte bine. În orice caz, infrastructura, stați că vin niște bicicliști, infrastructura este esențială. Acolo erau bicicliștii. Infrastructura este esențială. Aici puteți observa o mini parcare unde se poate admira nu știu, tot ceea ce înseamnă priveliștea acestei zone. Nu vă mai spun că am văzut tot felul de tuneluri care practic au fost construite în piatră. Adică astea sunt iarăși niște detalii pe care doar un ochi critic le poate vedea. Însă vă rog să observați cum se îmbină asfaltul, acest planșeu, da, care face intrarea în parcare, și rigolele care sunt puse exemplar și permit scurgerea ploilor sau averselor în partea de jos a acestui urcuș spre vulcanul Teide. Deci, infrastructură și iarăși infrastructură. Dacă cumva dorești ca țara respectivă să facă bani din turism. Prima problemă pe care o avem vreodată atunci când închiriem mașini. Miroase a ceva, Bogdan? Miroase a ulei, dar nu știu de unde vine, pentru că nu văd pe aici vreo pierdere sau vreo scurgere. Într-adevăr, văd pe aici sus, dar asta era de când am luat mașina. Roxana a simțit un miros de benzină și într-adevăr vine un miros de benzină, dar nu știu de unde. Și a tras pe dreapta să vedem de unde vine acel miros, dar... Păi, ce spun? De la balta asta de ulei, de pe capacul motorului. Capacul tacheților, motorul, locul motorii încins și e la fel, un punct de evaporare. Ca și cum prăjești ulei în tigaie. A, și crezi că de acolo vine mirosul ăla de benzină? Da, dar nu e benzină, e miros de ulei încins. Ok. Bun. Deci, cumva suntem safe.
hai, dacă suntem safe, să ne continuăm drumul spre vulcanul Teide, unde sperăm noi să admirăm astrele și stelele. Dragii mei, ia uitați ce văd eu acolo. Un apus de toată frumusețea. Da, rămâi fără cuvinte și te bucuri că ești în viață și că poți trăi astfel de momente. Ce pot să zic altceva? O să mă dau mai așa? Nici nu știu să mă dau mai așa. Cred că așa este cel mai bine. Doar te bucuri de astfel de momente. Trăiești frumos și ești recunoscător că poți să fii în lumea aceasta, în lumea celor vii, pe această planetă, cu astfel de împrejurări, astfel de priveliști și mulțumesc! Cred că asta este tot ce pot să spun. Mulțumesc că sunt în viață și că mă pot bucura de astfel de clipe. Chiar dacă camera nu focalizează atât de bine și mă focalizează pe mine, vă garantez că este unul dintre cele mai faine apusuri de soare. Cred că am folosit termenul corect la plural, dar este un apus de soare senzațional, de nota 1 milion. Până să ajungem să vedem astrele, stelele pe vulcanul Teide, în spatele meu avem de-a face cu un apus superb. Da, te simți un pic ca în Marele Canyon. Uitați, vedeți ce vreau să spun? Un pic, gata, se vede mai bine. Deci ca în Marele Canyon. Dar de fapt ești în Tenerife și poți să admiri acest minunat apus. Da, este wow și cred că este una dintre experiențele pentru care merită să vii în Tenerife și să te bucuri de momente de genul acesta. Viața chiar e faină. Haideți că m-am poziționat la lumina reflectoarelor de ceața mașinii și o să vă arăt ce se poate vedea pe cer de aici, de la Teide, și anume Venus. Imediat, opa, așa. Deci ce vedeți voi acolo este planeta numită Venus, care se vede foarte bine. După care
alte stele. Nu se văd chiar atât de clar, însă Venus se vede perfect. Un alt motiv să vii în Tenerife și să urci pe vulcanul Teide. De ce turismul nu prea mai funcționează în România? Foarte simplu, pentru că în destinații, din punctul meu de vedere, exotice, precum Tenerife, cu 50 de euro poți să faci cumpărăturile pe care le vedeți voi aici. Vreo 3 feluri de pește, 1 kg de creveți, bere din plin, tot felul de produse pentru micul dejun, fructe exotice, chipsuri și așa mai departe. Deja că dai genul acesta de competiție și pleci la drum cu gândul că da, România oferă prețuri mici la produsele cumpărate din supermarketuri, ajungi să-ți dai seama că situația nu este foarte roz pentru țara noastră. Atunci când vorbim de turism, omul care vine să viziteze, ca să zic așa, țara noastră, în speță turistul, își dă seama că ar cheltui aproape la fel sau chiar mai mult pe produsele pe care și le dorește să le achiziționeze pentru mesele pe care le servește la cazare. Tocmai de aceea România începe să nu mai devin, să nu mai fie o destinație foarte bună pentru turism. Are reali competitori. Bună dimineața! Ne aflăm în continuare în El Medano din Tenerife, unde am găsit chiar aproape de locația în care suntem noi cazați celebrul churros, desert spaniol, sau mai bine zis accesoriu la cafea, pentru că eu am renunțat să mai beau cafea și Roxana a tot lăudat acest churros. Am decis să cumpăr o porție de churros format din câțiva covrigei de genul ăsta, dintr-un aluat untos, uleios și făinos, probabil, care la gust nu-i cine știe ce, se aseamănă cu sombrero din Costinești, nu-i permisă comparația, care se servește înmuiat în ciocolată și avem aici un paharel plin de ciocolată fierbinte. Ce mi-a plăcut la acest churros e că, după cum ne știți obiceiurile, preferăm locațiile neaușe, locațiile autohtone, care nu arată foarte fancy, dar fac mâncarea foarte bună. Și fix așa era și aici. Am plătit 3 euro, am plecat cu 5 covrigei de genul ăsta, care, repede, nu sunt covrigei, sunt aluat, uleios, fraged, și am plătit 3 euro, îl dăm prin ciocolată. Care ciocolata are mai mult gust de cacao cu vanilie. E genul de mâncare pe care doar n-aș mai cumpăra-o, dar trebuia să o bifez și pe asta. Dincolo de faptul că probabil are zero nutrienți, total nesănătos, total negativ la adresa organismului, mult ulei, mult dulce, mult carbohidrat. Nici gustul nu este ceva care să te îmbie să-l mănânci sau să-l cumperi din nou. Prețul cumva e un derizoriu, 3 euro pentru toată chestia asta. Nu zic că nu-și face bani, dar probabil în combinație cu o cafea servită dimineața are cu totul alt gust sau dă o altă notă acelei cafele. Da, mi-e greu să găsesc ceva pozitiv să spun la adresa acestei mâncări.
Poate că studiile recente care arată că consumul de cacao stimulează producția organismului de celule stem ar fi așa o trăsătură pozitivă a acestui desert, dar în rest n-aș ști ce să mă dau. Încercați-l, mie nu mă impresionează. O plajă, Diego Hernandez. Prietenii mei deja merg un pic mai repede ca mine, dacă îi puteți observa acolo. Eu m-am oprit un pic să trag aceste cadre cu această vegetație de culoare deosebită, dacă o puteți observa. Și așa cum vă spuneam, mergem spre plaja Diego Hernandez. În partea dreaptă este un teren de golf, dacă îl puteți observa. Și așa cum vă spuneam, cred că această vacanță în Tenerife, a doua oară în Tenerife, reprezintă un fel de tur al plajelor din această minunată insulă. Deci, Diego Hernandez. Haideți să vedem cum arată plaja Diego Hernandez. Da, poate plaja aceasta n-a fost wow, însă apusul pe care îl poți vedea aici este într-adevăr fantastic. Se pare că Tenerife este acea destinație cu apusuri extraordinare, pentru că răsărituri nu am cum să, chiar n-am cum să le prind, nu mă pot trezi atât de dimineață, însă asta este, plaja n-a fost wow, adică nu pot să spun că a fost super, nu știu, amenajată, însă poate este mai în regulă ca plaja să nu fie amenajată, să fie sălbatică, pentru a putea beneficia de așa ceva. Ups, niște picioare, ia uitați, alte picioare, nu, vorbesc de acest incredibil apus. Da, deci
Totuși, aceste plaje chiar știu să te facă să te simți bine și într-un fel sau altul, nu știu, te fac să simți că trăiești viața la alt nivel, nu știu, și spiritual și tot ceea ce gândești la modul pozitiv. Mă las cu apusul că cred că vorbesc mult și prost. Cu un apus de poveste în spate, așa cum bine v-am obișnuit, o să încheiem această serie de vloguri și cu părere de rău o să ne luăm rămas bun de la Tenerife. Da, vă recomand această insulă, vă recomand să faceți turism cu cap, să vă cheltuieți banii pe care îi munciți din greu cu cap, pentru că odată cheltuiți, nimeni nu o să vii mai dea înapoi și cred că orice țară pe care o vizitezi aduce ceva nou, ceva din care vei învăța. Cam așa arată view-ul meu din spate. La momentul de față urc ca să ajung undeva la mașină, pentru că pe această plajă ai de-a face cu o zonă de coborâre un pic mai abruptă și mai sălbatică, însă asfințitul face toți banii în acest loc și plaja de aici chiar face toți banii. Este o plajă sălbatică, neamenajată, așa cum îmi place mie. Oh, era să cad. Însă aceasta este concluzia. Dacă tot călătoriți, atunci faceți acest lucru cu cap și bucurați-vă de viață. Eu vă las. Pa! Yeah.